Bună dimineața și bun găsit la Agrojurnal, emisiunea care vă vorbește despre hrană, cum se face, la ce costuri și, bineînțeles, în ce condiții. A plouat zilele acestea în țară, în zona de vest, sud și est, ploi binevenite, dar departe de a acoperi un deficit istoric al precipitațiilor, care este de câteva sute de litri pe metru pătrat. Practic, ar trebui să plouă neîncetat mai mult de o săptămână ca să se acopere un asemenea deficit. Asta în contextul în care o delegație a Ministerului Agriculturii este la ora aceasta în Statele Unite pentru a vorbi cu specialiști americani despre tehnologii inovatoare de producere a ploilor, stimularea precipitațiilor. La emisiune, de altfel, am vorbit de multe ori despre multiplele variante ale acestor tehnologii pentru a stimula norii să precipite mai mult decât ar fi făcut-o. În fapt, și sistemul antigrindină, care acum a fost închis de către Ministerul Agriculturii prin nefinanțarea lui, poate fi folosit la stimularea ploilor. Reamintesc faptul că sistemul antigrindină a testat stimularea ploilor cu ajutorul avioanelor, chiar și a dronelor. O dronă produsă în Republica Moldova a fost echipată cu cartușe pentru stimularea ploilor, urmând a se face teste. Perioada optimă de însămânțare a norilor este cea de toamnă-iarnă pentru acumularea apei care să ajute agricultura și alte domenii în lunile de primăvară-vară.